plină de învățăminte. Personaje amuzante, culoare, emoții mari și multă dedicație. Acestea au fost elementele care au alcătuit astăzi piesa de teatru prezentată de grădinița numărul 47 din Galați în cadrul sălii Mihai Eminescu din incinta bibliotecii Vea Urechea. Încă de la primele ore, frumos îmbrăcați și cu rolurile bine învățate, copiii au fost pentru o zi adevărați păpușari. Învățând taina mânuirii păpușilor, aceștia au oferit un spectacol pe cinste publicului format din copii de la grădinița numărul 36 și din părinți. Ți-au pregătit un spectacol de teatru de păpuși. A fost odată ca niciodată. Să știți că nu a fost greu să pregătesc acest spectacol. I-am avut alături pe copii și totodată pe părinți. Unul dintre cei mai iubiți autori români de literatură pentru copii, Ion Crangă, s-a născut la 1 martie 1837 la Humulești. Timp de 12 ani este dascăl și diacon la diverse biserici din Iași, însă în 1873 divorțează de soția sa și este exclus din cler. Deși amintiri din copilărie rămân în centrul creației sale, Ion Crangă a scris și numeroase povești, povestiri și nuvele, printre care Capra cu trei iezi, Dănilă Prepelac, Fata Babei și Fata Moșneagului, Punguța cu doi bani, Inul și Cămeșul, Meșa, Moșion, Roată și Unirea, Păcală, Prostia omenească și Ursul păcălit de vulpe.